Ana, bine ai venit la ca tine! Bună! Cum te-ai descrie în acest moment al vieții tale? Nerăbdătoare, puternică și hotărâtă. Care a fost cel mai frumos moment din viața ta? Cel mai frumos moment, nu știu dacă e unul singur, cred că au fost câteva. Adică eu așa, primul moment pe care mi-l amintesc, în care m-am bucurat foarte tare, a fost când am intrat la facultatea de teatru, că îmi doream foarte mult treaba asta, din liceu. Mă rog, de mică am spus că vreau să fiu pe scenă, să vină oamenii să-mi aducă flori. Și am fost și întrupat de teatru la liceu și atunci, când am intrat la facultate, a fost a doua minune a lumii pentru mine. M-am bucurat foarte mult, după care, când am câștigat Ai Umor, iarăși a fost wow. Cu toate că inițial, adică în seara în care am aflat, când s-a difuzat, a fost super supărată pentru că n-am avut eu ce să fac și citeam comentarii și evident că sunt și multe comentarii foarte urâte, de parcă împărțim ceva împreună sau am luat de la cineva ceva, în fine. Dar după, conștientizând ce mi se întâmplă, m-am bucurat foarte mult. Ți-ai luat locul de parcare? Mi-am luat și loc de parcare și boxă. Da. Cine este Ana Maria Calița când nu este pe scenă? Păi când nu sunt pe scenă, sunt... nici nu știu. Sunt de fapt și pe scenă destul de normală, doar că acasă am tot felul de momente ca orice om. Sunt și tristă. Sunt foarte mulți oameni care au impresia că dacă faci stand-up sau dacă ești actor, ești de timpul, hai zi o glumă, tu ești veselă, vină cu noi în grup ca să ne înveselești. Dar nu ești chiar așa. Mai ai tot felul de momente, simți intens, pentru că eu cred că, nu știu, toți artiștii au treaba asta, să simtă, să trăiască, să... așa dai, dăruiești mai ușor. Gătesc, fac curat, îmi place foarte mult să gătesc. Ce îți place să gătești cel mai mult? Paste. De care? Fac tot felul, dar cel mai mult îmi plac pastele cu sos pesto roșu. Și mă rog, mai adaug eu și ton, capere, parmezan, aș trage pe nas parmezan, îmi pare atât de bun. Dar și fac brioșe, nu știu, îmi place mult, mă relaxează treaba asta. Mi-ai zis cel mai frumos moment, sau mă rog, cele mai frumoase momente, dar care a fost cel mai penibil moment din viața ta? Aoleu, nu știu, și astea au fost multe. Să încerc să mi le amintesc. Am avut pe la show-uri tot felul de momente în care oamenii au comentat. Cel mai ciudat a fost când am avut un copil în sală, ceva 2-3 ani cred că avea, nu știu, și plângea foarte tare și atunci eu m-am luat de părinți printr-o glumă și părinții s-au supărat și m-au amenințat că o să mă bată și a fost un pic ups, dar nu s-a întâmplat nimic, a fost doar... Ai așteptat să plece și după aia ai plecat și tu? Sau? Nu, dar mie de obicei nu prea mi-e frică, adică nu am chestia asta, nu știu, mi-asum cumva ce fac. Da? Oameni și oameni. Care este cea mai bună glumă pe care ai auzit-o vreodată? De la altcineva? Da. Păi, de la altcineva, eu, mă rog, multe, hai să zicem, din țară, o chestie care îmi vine acum în minte, că sunt foarte mulți care au super multe glume bune, dar are Sorin Pârcăla, avea o glumiță pe care eu tot ziceam așa când eram cu mașina. Cum s-a inventat cuvântul antigel, că era cineva care nu putea să pronunțe R, parcă așa era, s-ar putea să o greșesc, și a zis, e fligafală, hai să facem ceva împotriva gelului, o să facem antigel. Și eu ziceam tot timpul asta, când era iarnă și mă uitam la mașină, ziceam, mai te facem ceva, punem antigel. S-a părut super funny. Nu? E cute așa. Dacă nu ai fi actriță și stand-up comedian, ce meserie ai avea? Tiristă! Mi-a zis prietena mea și colega mea de scenă că am condus foarte mult în ultima vreme și m-a văzut și cum sunt așa în trafic. Îmi place foarte mult să conduc, ador să fac asta și în special îmi place în București, chiar dacă e așa aglomerat, dar mie îmi place că e, nu știu, mă ține pe mine în priză. Și mi-a zis, hai că dacă o să mai vine pandemia și nu avem spectacole, tu te pui pe tir, că te descurci de minune. Cum ai trecut peste pandemie? Ce ai învățat din lockdown? Nu cred că am trecut cumva. Adică eu mi-am dat seama anul ăsta că de fapt m-a afectat foarte tare. Adică inițial
am avut așa tot felul de etape în care am fost șocată, pentru că nu mă așteptam. Acum vorbeam cu o prietenă despre pana de curent, despre care s-a tot vorbit în presă, zicea, băi, n-are cum să se întâmple. Și zic, da, eu exact așa am zis despre asta, copii, n-are cum să ne închidă, cum adică să fim în lockdown și să nu mai ieșim, nu se poate. Și a fost un șoc pentru mine, după care vreo două săptămâni mâncam în continuu, eram așa, nu știam ce să fac, mi se părea extrem de ciudat. Ușor, ușor am început să-mi revin și să încep să postez online, după care am făcut COVID în februarie anul ăsta. Nu eram vaccinată la momentul respectiv și a fost destul de răuț. Și după ce mi-am revenit cât de cât după câteva zile eram mai bine, am început să scriu o carte despre treaba asta. Nu am terminat-o, plănuiam să o termin mult mai repede, doar că aștept finalul ăla de care am eu nevoie. Și încă nu l-am, așa cum mi-aș dori eu. Și a fost foarte greu, foarte, foarte greu și încă este treaba sau pandemia, pentru că înseamnă incertitudine pentru mine și din punct de vedere artistic mai ales. Avem 3 luni în care putem să avem spectacole, după care nu știm ce se întâmplă și tot așa. Și incertitudinea asta psihic m-a afectat foarte tare. Adică, la modul, și ce fac? Pentru că eu asta vreau să fac. Ok, pot să fac altceva. Fără nicio problemă, sunt convinsă, mă descurc să fac un alt job, dar eu asta îmi doresc și asta arde în mine. Și ce facem? Și încerc să mă țin vie prin, nu știu, exercițiu, alte proiecte online și tot felul de colaborări. Să fie bine. Da.